Din ce în ce mai mulți zeloani, în special cei care au ajuns la vârsta pensionării, aleg să-și vândă locuințele, fie că este vorba despre apartamente sau case de la oraș, pentru a se muta la țară. De cele mai multe ori preferă localități precum Crișeniu, Herecleanu, Aghireșu sau alte sate sau orașe învecinate, astfel încât să ducă o viață mult mai ieftină, considerând că în mediul rural, cel puțin, taxele și impozitele sunt mult mai mici, nu trebuie să plătească apa, gazul sau alte utilități care ar costa mult mai mult dacă ar locui la oraș.